Bună ziua, bine v-am regăsit, este ora 13, vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți. Vă propun pentru astăzi o discuție extrem de importantă, cu precădere pentru pacienții care suferă de boli cardiovasculare. O să vedem care sunt riscurile la care sunt expuși aceștia, care este cauza mortalității foarte ridicate în România în rândul acestor categorii de persoane, scheme de tratament și recomandări extrem de importante pentru cei care au probleme cardiace. În platou alături de mine sunt conferențiar universitar dr. Camela Diaconu, medic primar, medicină internă și cardiologie. Bună ziua, vă mulțumesc tare. Bună ziua. Cum deja v-am obișnuit, medicul Nicolae Fotin și el în platou alături de mine. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule doctor, bine v-am regăsit. Bună ziua. Eu sunt Aleta Sângiorzan, începe chiar acum 360 medical. Vedem înainte de toate un material realizat de colegii de la 360medical.ro legat de acest subiect, după care începem dezbaterea. Magneziul este un mineral esențial pentru viață, fiind al 8-lea cel mai răspândit element de pe planetă. În organismul uman, magneziul are o importanță aparte. It's a critical cofactor for over 300 intracellular reactions, and one of the major contributions that magnesium exerts is the energy production. Tocmai de aceea, deficitul de magneziu este implicat într-o serie de afecțiuni. Deficitul apare în momentul în care nevoia de magneziu din organism nu mai poate fi acoperită printr-o dietă normală. We also have an issue with magnesium is because magnesium in our food is a kind of continuously declining. We have what we call an epidemic of magnesium deficiency. It's really 50-80% of males are somehow have low dietary intake of magnesium, and the same is true for the female. So in this room, around half of you are not having enough magnesium from the diet. Potrivit specialiștilor, un adult are nevoie de un aport zilnic de 300-400 de miligrame de magneziu, care este acoperit tot mai greu din alimente. Am văzut câteva informații despre riscurile la care sunt expuși pacienții care suferă de boli cardiovasculare. Domnule doctor Fotin, care este cauza? De ce avem această rată a mortalității extrem de ridicată în România față de alte state membre ale Uniunii Europene în rândul pacienților cu boli cardiovasculare? Da, din păcate, România ocupă un loc nedorit în topul țărilor cu mortalitate crescută de cauză cardiovasculară. Și dacă în ultimii ani, prin programele implementate, mortalitatea, de exemplu, în infarctul de miocard a scăzut, continuă pe celelalte paliere ale de boli cardiovasculare să rămână constantă. Cauzele sunt multiple. Dacă stăm să ne gândim că discutam și în emisiunile noastre, de exemplu, despre prevalența diabetului, care are un rol important în mortalitatea cardiovasculară, care spuneam noi atunci că atinge undeva la 10-11% conform ultimelor cercetări epidemiologice. Dacă ne gândim la hipertensiune arterială, care în baza ultimelor cercetări a arătat că peste 45% din populația de peste 18 ani are hipertensiune arterială în România. Dacă ne gândim la dislipidemiile necontrolate, terapeutic, dacă ne gândim la procentul mare de fumători, la obezitatea, care din ce în ce este mai frecvent întâlnită și se pare din ce în ce mai mult la vârste foarte fragede, la copii. Aceste lucruri conduc ca România se ocupe să nu scadă, de fapt, prin măsurile luate, să nu scadă acest indicator de mortalitate comparativ cu țările europene. Și la acești factori de risc ar adăuga faptul că nu există un program susținut de screening național și care să aducă și măsurile de prevenție primară, ceea ce traduce, de fapt, o nevoie de educație sanitară susținută pe acest palier de... Deci, practic, în pachetul acela de investigații medicale ar fi de dorit să existe și analize care se focusează strict pe bolile cardiovasculare. Există la această dată în pachetul de servicii, prin medicul de familie, o evaluare din perspectiva cardiovasculară.
Numai că, spuneam, nu există un program susținut de screening, adică eu, dacă nu ajung la medicul de familie, nu are cum să mă includă în evaluările periodice pe care le face. Astfel că după vârsta de 40 de ani, oricine ar avea nevoie de un screening țintit, fie că se simte bine, fie că se simte rău. Dacă se simte rău, este evident că va ajunge la un medic. Dar prevenirea factorilor de risc și avansarea patologiei, avansarea bolii, face până boala devine, ca să spun așa, perceptibilă de pacient, factorii aceia de risc de boală aterosclerotică, toți factorii enumerați de bine, își fac treaba, adică ne afectează vascular, ne afectează inima și de aceea spuneam că ar fi nevoie de un screening susținut să fie depistate aceste persoane înainte ca rău să fie făcut. Înainte de a avea probleme, doamna doctor, există deficiențe de micronutrienți la nivelul organismului care să contribuie la apariția de boli cardiovasculare? Evident că există astfel de deficiențe nutriționale și să știți că la nivel global, deci nu numai în România, dar la nivel global vorbind, politicile de sănătate publică s-au axat în ultimii ani de zile pe evaluarea și pe corectarea deficitelor nutriționale care sunt recunoscute a crește riscul nu numai de boli cardiovasculare, dar și de alte afecțiuni. Așadar, prevenția, cum spunea și domnul doctor, este poate cea mai importantă în ceea ce privește scăderea mortalității prin boli cardiovasculare. Însă este extrem de important screeningul deficitelor nutriționale recunoscute a fi implicate în apariția acestora. Și știm foarte bine, de exemplu, există programe din acestea publice care încearcă să corecteze, de exemplu, deficitul de fier în rândul populației la risc sau carențele de iod. În ceea ce privește bolile cardiovasculare, deficitul de magneziu este recunoscut de decenii ca fiind un factor de risc pentru apariția acestor boli cardiovasculare, cele mai prevalente fiind hipertensiunea arterială, de asemenea bolile coronariene, dislipidemiile și până la urmă sindromul metabolic, care reprezintă de fapt un cumul de factori de risc cardiovascular și în a cărui apariție deficitul de magneziu este recunoscut ca și factor de risc. Domnule doctor, de ce apar aceste carențe și care ar fi soluția? Cum pot fi ele suplinite? O multitudine de răspunsuri ar putea primi întrebarea noastră. Începem, nu știu, cu revoluția industrială care face ca toate alimentele să fie procesate. Vorbim de oameni sănătoși care țin tot soiul de diete, care mai de care mai dezechilibrate până la urmă. Vorbim de persoane care consumă mai mult din acești micronutrienți, cum ar fi sportivii. La aceștia se adaugă persoanele care în mod fiziologic au o absorpție sau un necesar mai crescut, cum ar fi vârstnicii, copiii, femeile gravide. Suplimentar sunt persoanele care au diverse alte patologii, diverse alte boli, cum ar fi problemele digestive, care fac ca absorpția magneziului, dacă îl luăm pe el ca exemplu, face să fie redusă. Oricum, magneziul din alimentație se absorbe într-o cantitate de 30-40% din cât este aportul. Dacă alimentația este deficitară, de exemplu, în vitamina B6, magneziu absorbit este și mai mic de acest procent. Prin urmare, toate bolile de aparat digestiv, pancreatite, diverse inflamații la nivelul intestinului fac aceasta să devină, magneziu să devină deficitar la persoana respectivă. Există medicamente pentru alte patologii administrate care fac ca magneziul absorbit să se elimine mai repede și mai mult decât în condiții normale, cum ar fi pentru tratamentul hipertensiunii terapia diuretică, care practic, pe lângă faptul că scade tensiunea prin mecanismul de diureză, scoate și acești micronutrienți odată cu urina.
Și practic acela este momentul în care specialiștii, doamna doctor, vin și recomandă nu anumite suplimente. Cum stabiliți dacă un pacient, de exemplu, are nevoie de un aport suplimentar, fie de magneziu, fie de, nu știu, altceva? Cum identificați acele persoane și, bineînțeles, cum stabiliți dozele pe care le recomandați? Întotdeauna se pleacă de la așa-numita balanță nutrițională a organismului. Acest lucru trebuie evaluat cu foarte mare atenție de către medic. Ce înseamnă, de fapt, această balanță nutrițională? Înseamnă aportul exogen, deci ceea ce introducem, să spun așa, în organism ca și elemente nutritive și, pe de altă parte, pierderile organismului. Așadar, se evaluează cu atenție balanța aceasta nutrițională, ceea ce înseamnă o evaluare cu mare atenție a dietei. Cum spunea și domnul doctor, există destul de multe diete pe care mulți dintre noi le ținem, uneori fără a fi evaluați medical corect înainte de inițierea acestei diete. Așadar, balanța nutrițională cu evaluarea aportului exogen prin dietă, pe de altă parte pierderile urinare, pierderile digestive de oligoelemente, de micronutrienți și, evident, patologia asociată, pentru că orice boală digestivă cronică va predispune la apariția deficitelor nutriționale, nu numai de magneziu, dar și de alți micronutrienți esențiali. Așadar, ne interesează dieta pacientului, ne interesează pierderile, bolile pe care le asociază și tratamentele pe care acest pacient le urmează și care pot crește riscul apariției deficitelor de micronutrienți sau de biofactori. Deci, practic, o serie de analize amănunțite se efectuează înainte de a se administra un anumit supliment. Exact, se efectuează o anamneză, un istoric al pacientului, după care un examen clinic de către medic, dar există și anumiți biomarkeri sau indicatori funcționali pe care îi putem folosi în evaluarea deficitelor nutriționale și însă în referitor la magneziu, ceea ce este important și mulți dintre noi poate nu cunoaștem suficient de bine, este faptul că determinarea magneziului seric, deci din sânge, nu este utilă pentru evaluarea deficitului de magneziu, pentru că numai 0,8% din cantitatea de magneziu a organismului se găsește sub formă circulantă în sânge și este accesibilă evaluării de laborator. Marea majoritate a magneziului din organism se găsește în mușchi, se găsește în oase și este mai greu de evaluat în urma unor teste uzuale de laborator, este mai greu să evaluezi deficitul de magneziu. Și atunci întotdeauna ne ghidăm după anamneză, după istoricul pacientului, după simptomele clinice pe care le are și tratamentele pe care acesta le urmează. Și imediat după ce se administrează un tratament, la cât timp se face reevaluarea pentru a vedea dacă ați deschis sertărelul corect? Acest interval de timp este variabil de la pacient la pacient, însă, în general, cam după 2-4 săptămâni de tratament, pacientul este chemat la reevaluare și este urmărit din punct de vedere, în principal, din punct de vedere clinic. Dar pot exista persoane care să aibă anumite simptome care să vă ghideze înainte de evaluarea clinică și înainte de efectuarea unor analize, să vă ghideze pe dumneavoastră specialiștii către un diagnostic de deficit de magneziu, de exemplu? Evident că există astfel de simptome și am să vă spun câteva dintre ele. O lipsă, să spun așa, de energie a organismului, astenia fizică, fatigabilitatea, scăderea rezistenței la efortul fizic, eventual crampe musculare, ceea ce numim cârcei. Aceștia sunt specifici pentru deficitul de magneziu. Uneori palpitațiile pe care o parte dintre pacienți le resimt, pentru că deficitul de magneziu crește riscul tahicardiilor, deci frecvența aceasta cardiacă mai mare decât în mod normal, crește riscul apariției extrasistolelor, deci bătăile suplimentare ale cordului, așadar astenia fizică, fatigabilitatea, crampele musculare, o scădere a imunității, de asemenea uneori valorile necontrolate ale tensiunii arteriale. Există pacienți cu hipertensiune arterială care se află sub tratament antihipertensiv, însă dacă asociază și frecvent asociază deficit de magneziu și acest deficit de magneziu nu este corectat corespunzător,
vom observa că valorile tensiunii arteriale nu scad așa cum ne-am aștepta sub tratamentul antihipertensiv. Ce înseamnă corecție, corectat, corespunzător? La ce vă referiți? Cum spuneam, trebuie evaluat deficitul de magneziu și apoi trebuie prescris tratament cu magneziu în funcție de categoria de vârstă a pacientului, de factorii de risc pe care îi are, spunea domnul doctor, de pacienții vârstnici care frecvent se află sub tratament diuretic și atunci evident au carență, trebuie să le corectezi. Însă avem și extrema cealaltă, tinerii, adolescenții care se află în creștere și care au nevoie de un aport mai mare de magneziu și de asemenea femeile gravide care au necesar mai mare de magneziu decât celelalte categorii. La toți aceștia, în general, aportul necesar zilnic de magneziu este, așa cum am văzut și în filmuleț, între 3-400 de miligrame. Însă categoriile la risc au nevoie de un aport mai mare decât aceste 3-400 de miligrame pe zi de magneziu. Și acum vine problema cea mare, domnule doctor Fotin, automedicația. Foarte multe persoane ar fi tentate, poate, în urma acestei emisiuni, să meargă la farmacie și să cumpere magneziu. Domnule, iau acolo să fiu sigur că nu am ceva probleme în viitor. Sau cred că mi s-au pus în ultima săptămână de vreo două ori un cârcel, sigur am deficit de magneziu. Cum se poate controla această administrare necontrolată, dacă vreți, de suplimente pe bază de magneziu? Nu numai cele pe bază nu de numai magneziu. Cele pe bază de magneziu. În general avem o problemă în acest sens. Să spunem, are și părțile ei bune, dar are și părțile ei riscante. Automedicația presupune ca eu să-mi pun, anterior de a-mi administra un medicament, o substanță, un diagnostic. Ceea ce, în funcție de o multitudine de alți factori, poate să fie un lucru riscant. Pentru afecțiunile banale, periodice, temporare, automedicația e un lucru bun, de aceea este și permisă de legislație. Pentru momentele... Pentru, o să fim mai expliciți, pentru o răceală banală, o durere de cap, da. O rinită. Da? În majoritatea medicamentelor, în majoritatea prospectelor medicamentelor, o să găsim informația legată de perioada maximă de administrare până la momentul în care trebuie să ne adresăm unui medic. Acesta a fost scopul introducerii acelei informații pe fiecare tip de medicament care se permite a fi eliberat fără prescripție medicală, adică până la intervenția unui medic. În fiecare vom identifica perioada maximă. Unele 3 zile, unele 5 zile, dar niciodată mai mult. Prin urmare, aici intervine riscul, pentru că în momentul în care eu trebuie să-mi pun un diagnostic, nu cunosc mecanismele patogenice ale celorlalte boli de care eu pot suferi, nu cunosc foarte bine substanțele active conținute de celelalte medicamente pe care eu mi le administrez pentru celelalte boli, poate prescrise de un medic. Interacțiunile medicamentoase între aceste substanțe pot fi devastatoare și pentru bolile pe care le am și pentru noi patologii. Pentru că și dacă vorbim doar de magneziu, și hipermagnezemia are problemele ei. De exemplu, mă pot înșela că nu pot evalua gradul meu de insuficiență renală. Administrarea de magneziu într-o insuficiență renală pe niște rinichi care nu pot asigura eliminarea cantității crescute mă va plasa într-o altă serie de probleme. Prin urmare, asta dacă vorbim de astfel de substanțe, nu? Dacă vorbim de medicamente gen antibiotice și aici suntem campioni la automedicație, unul din 6 persoane se pare că conform ultimelor studii și-au administrat sau solicită încă în farmacie administrare de antibiotice fără prescripție, riscurile iarăși sunt crescute legate de faptul că putem dezvolta bacterii rezistente
putem să nu identificăm corect antibioticul care să acționeze cel mai bine pe tipul de infecție pe care o avem, sau poate nici nu e vreo infecție și nu e cazul de vreun antibiotic. Deci, practic, organismul se obișnuiește cu acel tip de medicament, să ne înțeleagă telespectatorii, iar ulterior, dacă vom avea nevoie de antibioticul respectiv, că tot ați dat exemplu, nu o să mai fie eficient. Da. De aceea, dacă vorbim de automedicație, este bine să fie făcută exact în perioadele menționate, dacă vorbim de medicamente, în prospectele acestora și ideal ar fi să ne sunăm medicul să-l întrebăm. Pot să îmi administrez asta și dacă da, ce mă sfătuiești să iau? Vă rog, ați vrut să completați ceva? Mă bucur că s-a adus în discuție subiectul interacțiunilor medicamentoase, pentru că eu mă lovesc frecvent în practica mea de aceste interacțiuni și de consecințele sau complicațiile ei. În ceea ce privește antibioterapia, din nenorocire, nu este vorba numai de obișnuirea organismului cu antibioticul, este vorba de selectarea de bacterii rezistente, astfel încât orice altă infecție ulterioară cu astfel de bacterie rezistentă va avea, între ghilimele, șanse maxime de a nu mai răspunde la niciun fel de antibiotic. Astfel încât nu trebuie să încurajăm automedicația chiar nici cu suplimentele care sunt poate considerate mai puțin periculoase de către pacienții noștri. Și vă dau un exemplu foarte banal. Pacienții cu hipertensiune arterială, care se prezintă cu valori de tensiune mari, necontrolate, cu medicamentele pe care le-au avut în schema de tratament până la un moment dat, și cauza este una banală. Își autoadministrează, de exemplu, antiinflamatoare non-steroidiene pentru efectul lor analgetic. Și astfel vor observa după câteva zile că tensiunea nu mai este controlată, pur și simplu din cauza adăugării unui banal paracetamol sau aspirine, să spun așa, la medicația antihipertensivă. Așadar, orice modificare a schemei de tratament ar trebui să se facă după consultul medical. Și un telefon medicului de familie sau medicului curant cred că ar scuti pacienții de foarte multe efecte secundare și de foarte multe complicații. Da, trebuie să luăm o foarte scurtă pauză de publicitate. Revenim în câteva minute și continuăm discuția pe marginea acestui subiect. Rămâneți alături de noi. Am revenit în direct și continuăm să discutăm despre bolile cardiovasculare și despre necesarul de magneziu. Doamna doctor, ce alte patologii ar fi influențate de lipsa magneziului? Există o paletă de factori de risc cardiovascular pe care deja i-am amintit. Dislipidemia, deficitul de magneziu crește riscul de dislipidemie, hipertensiune arterială, diabetul zaharat. Există o corelație între deficitul de magneziu și rezistența la insulină și riscul de sindrom metabolic. Și știm că diabetul zaharat este o boală, într-adevăr, cu complicații cardiovasculare și consecințe cardiovasculare extrem de severe pe termen lung. Așadar, patologia neuromusculară, patologia cardiovasculară, patologia neurologică, există studii care au demonstrat că deficitul de magneziu crește la o anumită categorie de pacienți chiar riscul de accident vascular cerebral. De asemenea, preeclampsia la femeile gravide, deficitul de magneziu se corelează cu riscul de hipertensiune de sarcină, riscul de preeclampsie, riscul de naștere de făt cu greutate mică la naștere și de asemenea cu probleme de imunitate în perioada postnatală. Legate discuția de dinainte de pauza de publicitate, când vorbeam despre suplimente alimentare și medicamente și despre ceea ce ar trebui să ia pacienții sau să nu ia, și dădea domnul doctor Fotin exemplu de foarte multe cazuri de pacienți care folosesc automedicația și nu e corect. Ce tipuri de produse ar fi cele mai indicate să fie administrate, doamna doctor, și dacă sunt toate eficiente pentru bolnavi? Dacă vorbim despre
suplimente și medicamente. Suplimentele știți că nu tratează nicio boală. Ele sunt luate fără prescripție, sunt luate pur și simplu ca niște suplimente fără a avea un efect de tratament al unei boli. Există însă medicamente preparate cu magneziu, care sunt medicamente, deci sunt dovedite în studii că au efect terapeutic asupra pacienților diagnosticați cu boli cardiovasculare. Referitor la preparatele cu magneziu, sărurile de magneziu, sărurile organice, sunt de preferat la pacienții cardiovasculari, întrucât absorpția lor este net superioară sărurilor anorganice, care nu se absorb așa cum trebuie din tubul digestiv. Și avem destul de multe săruri organice, de exemplu citratul de magneziu, orotatul de magneziu, care au o absorpție foarte bună. Evident, la pacienții cardiovasculari preferăm combinația de acid orotic cu magneziu, pentru că acest orotat de magneziu este cel care asigură o pătrundere intracelulară a ionului de magneziu foarte, foarte bună și îl preferăm la pacienții noștri cardiovasculari. Sulfatul de magneziu, de exemplu, fiind o sare anorganică, el nici măcar nu se absoarbe din tubul digestiv, îl folosim pentru efectul său laxativ la pacienții care au tulburări de tranzit intestinal. Deci există diferențe, preferăm întotdeauna medicamentele și nu suplimentele, pentru că sunt dovedite a avea efect terapeutic și ele pot să trateze eficient o paletă largă de boli cardiovasculare. Deci mereu trebuie să optăm pentru medicamente, dacă este vorba de deficit de magneziu. Exact. Și evident, luate, administrate după o discuție cu un medic specialist. Și prescrise corect, evident, de către medicul specialist. Am înțeles. Trebuie să mai luăm o foarte scurtă pauză de 2-3 minute, după care ne întoarcem și tragem și concluziile acestei emisiuni. Am revenit în direct pentru ultimele minute de emisiune. Domnule doctor Fotin, ce trebuie să reținem mai exact în ceea ce privește bolile cardiovasculare și necesarul de magneziu? Legat de bolile cardiovasculare, trebuie să reținem că reprezintă o cauză importantă de morbiditate și mortalitate în România prin factorii de risc menționați și atunci depinde de fiecare dintre noi cum prevenim acei factori de risc, fumat, obezitate, lipsa, sedentarism, nevizitarea unui medic când avem probleme din sfera cardiovasculară, un control anual după vârsta de 40 de ani, toate aceste lucruri conducând la poziționarea noastră ca țară la un nivel fruntaș în ceea ce privește mortalitatea. Dacă este să ne referim la asocierea bolilor cardiovasculare și posibilitatea de a preveni accentuarea sau instalarea unor boli cardiovasculare din cauza deficitului de magneziu, este iarăși important să cunoaștem acest lucru, dar să o facem în cunoștință de cauză și discutând cu un medic, fie că e medicul de familie, fie că e medicul cardiolog. Asta cu atât mai mult dacă suntem o persoană care mai avem și alte boli asociate din cauza ceea ce menționam, a riscurilor și a posibilității destul de crescute de a ne administra un produs care să credem că conține magneziu sau care să credem că se și absoarbe din cauza diferențelor de săruri pe care acestea le conțin. Cam acestea ar trebui să fie punctele pe care să le reținem după emisiunea de astăzi. Bolile cardiovasculare sunt un lucru important. Să sperăm că în următoarele programe de sănătate acești indicatori epidemiologici care sunt destul de crescuți, vă spuneam, peste 45% din populația peste 18 ani hipertensivă, e o realizare, ca să spun între ghilimele. Nu este un lucru mic. Sigur, nu doar în România găsim acești indicatori. Ei sunt, până la urmă, reflectă evoluția noastră comportamentală, de alimentație, de stil de viață, până la urmă. Și mai ales acum cu pandemia, cred că s-au acutizat aceste probleme, nu?
doamna doctor. Așa este. Dacă ne gândim pe perioada pandemiei, evident că lipsa de mobilitate, de mobilizare, deci sedentarismul, prevalența sedentarismului a crescut foarte mult. Să nu uităm de asemenea lipsa accesului la medic, la servicii medicale în perioada aceasta. Este o realitate cu care ne-am confruntat. Poate și de aceea mulți dintre pacienți s-au automedicat pe perioada pandemiei, pentru că au avut un acces mai redus la serviciile medicale, astfel încât riscurile, cel puțin pentru pacienții cardiovasculari, riscurile categoric au fost și sunt mai mari în această perioadă pe care o traversăm. Am observat că a spus foarte mult accent în emisiunea de astăzi pe faptul că înainte de a administra, a ne auto-administra un medicament, trebuie să ne prezentăm la medic sau să luăm contactul într-un fel, nu, cu medicul de familie, dacă nu se poate cu un medic specialist, cu precădere acei pacienți care au probleme cronice. Evident, este extrem de important acest lucru, pentru că polipragmazia, deci administrarea mai multor medicamente în plus minus anumite suplimente, polipragmazia aceasta crește riscul de complicații pe care evident că nu ni le dorim. Și ați avut pacienți sau aveți un număr mare de pacienți care se prezintă cu astfel de complicații? Să știți că în serviciile de urgență se adresează destul de mulți pacienți, în special pacienții vârstnici, care evident vârsta înaintată se asociază cu un număr mai mare de boli asociate, astfel încât un procent destul de semnificativ, aș spune, din adresările populației vârstnice la camerele de primiri urgențe se datorează acestor interacțiuni medicamentoase. Vă mulțumesc tare mult, doamna doctor Camila Diaconu. Cu mare drag vă mai aștept și cu altă ocazie în platoul BeOnu TV. Domnule doctor Fotin, vă mulțumesc și dumneavoastră. Ne revedem săptămâna viitoare cu dumneavoastră. Mulțumesc. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, stimați spectatori. Aceasta a fost emisiunea 360 Medical de astăzi. Cu mine vă revedeți la fix. Vă aștept la Talk BeOnu. Pe curând!